V-ați întrebat vreodată cine sunt cei care ne învață copiii și care sunt valorile în care aceștia cred? Aproape jumătate dintre profesorii români sunt de acord cu un regim dictatorial, ar accepta să se introducă pedeapsa cu moartea și sunt de părere că homosexualitatea nu poate fi acceptată. Unul dintre ei, Dascăl, nu vrea să aibă de-a face cu persoane de etnie romă sau din comunitatea LGBT. Mai mult, 31,6% dintre profesori cred că bătaia e ruptă din rai. Totodată, peste 50% din profesori îi resping pe cei care consumă droguri sau sunt dependenți de alcool. Acestea sunt rezultatele îngrijorătoare ale unui studiu realizat de 4 cercetători de la Universitatea Babeș-Bolyai. Specialiștii au intervievat peste 1400 de profesori din România pe teme de actualitate. Sunt unele motive de îngrijorare. Au fost incluse categorii de minoritari, etnici, minorități religioase, minorități sexuale. A fost vorba despre romi, despre refugiați, despre imigranți și în privința asta profesorii în ansamblu, deci nu toți profesorii, ci o parte dintre ei, sunt la fel de puțin deschiși și toleranți precum societatea în ansamblu. Există diferențe mari între mediul rural și cel urban în ce privește pregătirea profesorilor și, surprinzător, profesorii tineri sunt mai puțin atașați de valorile democratice, mai arată acest studiu. De exemplu, sunt întrebați cum li s-ar părea o societate condusă de un lider puternic care nu își bate capul cu alegerile și cu Parlamentul și am vrut să vedem care e proporția celor care spun că e în regulă și proporția era destul de ridicată. Concluzia pe scurt este că educația nu este doar despre posturi bine plătite, despre a avea cât mai mulți IT-iști sau piloți de avion sau oameni cu profesii de acest tip, pentru că dacă ignorăm partea de bună cetățenie, societatea va merge mai devreme sau mai târziu într-o direcție proastă. Psihologii cred că rezultatele acestui studiu nu sunt deloc surprinzătoare. În România, însă, din păcate, mediul educațional este foarte inerțial, dar cu o mentalitate veche. Înseamnă că în acest moment el ne oprește în a ajunge într-o mentalitate, într-o Românie mai modernă. De modelul tradițional, România este o țară cu ideea de concentrare a puterii, adică ideea de șef, cu ideea de individ colectivist, care își bazează relațiile pe cunoștințe, relații rude, pe ideea de control social, în primul rând, prin pedepse și cu ideea de a vedea imprevizibilitățile viitorului ca fiind pericole. Experți în probleme de educație au concluzionat că este nevoie de programe care se ducă la schimbarea mentalității profesorilor.